personal sunt extrem de încântată de aceste cursuri. Aveam câteva noțiuni generale, modeste pot să zic. Mi-am îmbogățit mult cunoștințele, pot să mă descurc bine pe computer. Sunt încântată de grupul în care sunt, dar cel mai încântată sunt de doamnele formatoare, care sunt două scumpe și multă răbdare. Și pentru că suntem în ajunul sărbătorilor pascale, îmi permit să spun anticipat Hristos a învățat. Am avut mare noroc că am auzit de acest curs printr-o prietenă, mai ales cursul a venit într-un moment mai delicat în viața mea și m-a ajutat să depășesc acest moment. Am uitat de problemele, mă simt mai relaxată, asta cu ajutorul formatoarelor și a colegilor. Și mulțumesc pentru tot înțelegerea și sprijinul. Dora Crăciun. Am avut deosebită plăcere să particip la acest curs de inițiere. Sunt foarte bucuroasă, am găsit noi prieteni, am reușit să mă prietenesc cu persoana din fața mea de care mi-a fost frică toată această perioadă și iată că am trecut și acest top, am peste 60 de ani, știam despre el de la cursurile de la facultate, dar nu l-am atins de prea multe ori. Acum am reușit să transmit primul mail, am reușit să-mi fac căsuță, am și primit și am și transmis. Îmi pare foarte rău că ne despărțim, dar sunt convinsă că ne-ați dat toate instrumentele necesare pentru a comunica de la distanță și a ne vedea și a ne simți pretutindeni. Mulțumesc echipei care a accesat acest program, Biblionet, da? Mulțumesc celor două doamne foarte drăguțe și foarte amabile care au avut răbdare cu noi și care ne-au transmis nu numai tot ceea ce ne trebuia să învățăm, ci și sufletul lor. Le-am simțit foarte aproape de noi și ne-am simțit ca niște copii în prima zi de școală. Am revăzut colegii de la bibliotecă. Mă bucur că am putut să fug de acasă și mă bucur din suflet că pot să conectez singură computerul fără ajutorul unui specialist. Mă bucur că v-am cunoscut pe voi, colegele mele, mai bine. Am venit de bună voie aici, mi-a făcut mare plăcere. Când ajung acasă, mereu mă întreabă, bă, ce ai mai făcut acolo? Transmite lectorul tăi, precum și colegii tăi de bancă, multă sănătate și să ne revedem peste mulți ani. Mi-a făcut mare bucurie și plăcere. A fost un curs surpriză făcută de bărbatul meu. M-am scris fără să știu. Am venit cu rezervă, cu emoții. Mă bucur că am socializat cu ceilalți din jur. Am avut noroc de o grupă bună, colegi minunați. Parcă mi se pare că a trecut prea repede. Mulțumim tuturor care ne-au suportat și m-au suportat și, nu în ultimul rând, mulțumim formatorilor care au fost de un nivel înalt, atât sufletește cât și ca instrucție. Am venit la curs în speranța să învăț mult mai multe despre calculator. Știam să-l deschid și să joc un joc pus de fata mea pe desktop, dar totul se oprea aici. Cunoștința mea și bună mea prietena Nina m-a invitat la un curs la bibliotecă pentru a-mi desăvârși cunoașterea și a învățat cât mai multe. Mulțumesc grupului că ne-a suportat, mulțumesc celor care ne-au suportat și ne-au învățat, iar noi sperăm să ajutăm și noi la rândul nostru pe amintire. Am de acum o altă viziune despre bibliotecă. Biblioteca pe care, Constanțeană, pe care numai în anii tinereții i-am trecut pragurile, iar în acest nou edificiu care îl vedeam de atâția ani, iată că a fost prilejul de a-i călca din nou pragurile. Cunoșteam despre calculator, dar ce cunoșteam eu a fost după ureche. De la unul, de la altul. Acum am venit și mi-am sintetizat anumite cunoștințe. Au apărut lucruri foarte noi, foarte noi, pe care bineînțeles că am să le aplic în practică și bineînțeles cu rezultatele respective.
În ceea ce privește acest curs, așa cum am spus și mai înainte, a semnat foarte mult pentru mine. Dovada este că l-am urmărit cu mare atenție și dăruire și nu sper, voi avea, mă, sigur, rezultate. În ceea ce privește gândurile cu care plec, plec mai puternic. Plec și, așa cum am declarat și la început, am ajuns la concluzia că mai pot înmagazina ceva nou. Și asta este datorită bibliotecii, datorită mentorilor, datorită celor care au fost aproape de mine și acolo.